Bună seara și bun venit, stimați prieteni, la o ediție specială pe care nu am mai avut-o până în prezent. Suntem pentru prima dată la o discuție interconfesională și pentru noi este plăcere ca în seara aceasta din orașul Hâncești să transmitem acest mesaj care va fi de un interes pentru publicul nu doar adventist, ci pentru orice persoană care intră pe paginile noastre și care se informează din Cuvântul lui Dumnezeu și care iubește Sfânta Scriptură. Deci ia salutăm pe toți cei care ne-au conectat. Puteți să ne scriți de unde ne urmăriți și aprecierea calității sunetului și a imaginii pe care dumneavoastră o recepționați. Aș vrea în seara aceasta ca să vă fac cunoscut cu prietenii și colegii mei de platou, care vom avea o discuție, cred eu, una fructuoasă, una care să fie spre slava lui Dumnezeu și în același timp spre creșterea noastră spirituală. Deci am plăcere ca și onoarea ca să prezint pe dumneavoastră pe preotul Iulian Rață, care este chiar lângă mine, președintele sectorului sinodal pentru activitatea misionară, Mitropolia Moldovii, profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova. Preotul Iulian, bun venit la această discuție. Bună seara și bine v-am găsit! Următorul invitat special care vreau să vi-l prezint cu mare plăcere este preotul Octavian Solomon. Dânsul este profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova și lui zicem bun venit la această discuție. Bine v-am găsit și cu Dumnezeu înainte. Să dea Domnul. Spre slava lui Dumnezeu. Și Alexandru nu este pentru prima dată aici la noi în discuțiile variate pe care le-am avut. Alexandru, bun venit! Alexandru Șochin, care este pastorul Bisericii Adventiste, bun venit! Da, mulțumim mult! Doamne ajută! Sperăm ca discuția din seara aceasta pe care o vom avea să ajungă la sufletele oamenilor, pentru că suntem slujitori ai altarului sau slujitori ai lui Dumnezeu care venim să aducem un mesaj din partea lui Dumnezeu. Sigur că tematica deja a fost anunțată, iar dumneavoastră poate ați văzut din reclamă spre ce ne vom îndrepta atenția în seara aceasta. Poate dumneavoastră vă gândiți că va fi în seara aceasta un ring de box unde vom dovedi fiecare cu dreptatea lui, dar de fapt nu este scopul unei confruntări și dezbateri în diferitele opinii pe care le avem, totuși sunt foarte multe lucruri care ne unesc nu numai ca oameni, ci și ca cei care credem în jertfa lui Hristos pe crucea Golgotei. Deci aș vrea pentru început să vin în fața dumneavoastră cu un text care este scris în Sfânta Scriptură la 2 Timotei, capitolul 3, cu 1 până la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Deci apostolul prevede în viitor vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Deci sunt cuvintele profetice apostolului Pavel adresate tânărului Timotei, cum vor fi în zilele de pe urmă. Și se pare că noi cu dumneavoastră trăim acele zile de pe urmă. Chiar anterior, ca să intrăm în emisiune, discutam despre numărul studenților, da, care l-aveți, interesul față de religie, cum era cândva, iar acum interesul acesta este unul scăzut. Ce părere aveți despre cuvântul acesta lui Dumnezeu care se împlinește în ochii noștri, un interes foarte scăzut pentru lucrurile spirituale? Se pare că trăim vremuri bune când interesul nostru a dispărut față de cele spirituale și Dumnezeu este nu pe primul loc, ci undeva printre locurile care le mai avem în sufletul nostru. Noi știm destul de bine că Biblia nu minte niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, cuvântul lui Dumnezeu este lucrător și cuvântul lui Dumnezeu nu o să ne dezamăgească niciodată. Dar în același timp acesta este adevărul pe care îl trăim și Biblia vorbește nu doar despre lucrurile bune și frumoase care se pot întâmpla în viața noastră, dar Biblia ne descoperă și adevărul. Și acest adevăr al zilelor de pe urmă nu este tocmai cel mai plăcut și nu este tocmai cel mai fericit. Și vedem că, simplu de tot, astăzi la nivel mondial avem doar în sânul creștinismului peste 71.000 de denominațiuni. Nu știu dacă știați lucrul acesta, dar sunt peste 71.000 de denominațiuni. Cei ce ne desparte, cei ce duce la lipsa unității între noi.
Și atunci materialismul evident prevalează. Și oamenii se întorc spre cele materiale. Plus la toate, ziceați bine ceva mai înainte, că și starea materială pe care o au oamenii îi duc la o lipsă de Dumnezeu în viața lor. Îi duc la o lipsă de, și la o lipsă de dorință de a-L avea pe Dumnezeu partea vieții lor. Dumnezeu nu ne cere așa de multe jertfe, dar El ne cere câte ceva. Cere tot. Și în acel moment când El ne cere câte ceva, noi nu totdeauna suntem gata să ne lepădăm de toate lucrurile cele materiale. Știți, eu cu ceva timp în urmă, vreun an, m-am întâlnit cu o maică stareță a unei mănăstiri din Republica Moldova, o femeie cu un suflet extraordinar, cu un suflet foarte mare. Și vorbeam despre aceste timpuri pe care le trăim și despre faptul că în unele țări chiar pastorii, preoții sunt salarizați. Și ea zicea, dar eu nu vreau să trăiesc astfel de timpuri. Și mi-a dat un exemplu extraordinar. Iată, de exemplu, la noi în mănăstire s-a terminat uleiul. Dar noi ce facem? Dar noi repede mergem în mănăstire și cădem în biserică și cădem în genunchi. Doamne, vezi nevoia noastră, vezi necazul nostru, ajută-ne ca pe niște neputincioși, hrănește-ne ca pe niște străini. Și să vedeți minunea cum lucrează Dumnezeu, zice ea. A doua zi vine cineva fără să-l aștepți. Vine cineva care îți aduce ulei, care îți aduce cele necesare. Dar noi ce facem în momentul ăsta? Dar noi din nou ne întoarcem în biserică. Doamne, mulțumesc pentru toate darurile tale cele bogate. Deci eu sunt cu Dumnezeu. Dar în momentul în care eu îmi pun nădejdea în statul Republica Moldova, care trebuie să-mi asigure un salariu, care trebuie să-mi dea niște bani și mă uit că la data de 10 a întârziat salariul, ce fac? Cârtesc. Unde-i salariul? Ce fac ei? Cu ce se ocupă? De ce nu vine salariul? De ce nu vin banii? Și atunci nădejdea mea nu mai este la Dumnezeu, dar este la statul Republica Moldova. Este la materialismul zilelor noastre. Asta este marea problemă cu care ne confruntăm noi în secolul 21. Deci, când avem de toate, scade interesul pentru Dumnezeu, vreți să spuneți? Vreau să mă opresc un pic la exerceza a ceea ce înseamnă aceste zile din urmă. Să știți că biserica a avut în perindarea timpului o provocare cam am putea să spunem egală. Deci n-au fost, cred că, momente în care oamenii nu s-au confruntat cu astfel de probleme. N-au fost momente, dacă luăm Apocalipsa, vedem că și acolo bisericile din Asia se confruntau cu grave probleme. Noi trăim Apocalipsa din perspectivă ortodoxă, o trăim de la cruce. Am intrat în timpurile ultime ale sfârșitului istoriei și așteptăm, bineînțeles, că acea clipă minunată când va reveni Hristos. Amin. Pentru a transfigura, a transforma istoria. Și bineînțeles că lumea permanentă a fost într-o provocare. Dacă o să analizăm foarte, foarte atent anumite versete biblice, o să vedem că oamenii au fost mai mult sau mai puțin pregătiți din totdeauna ca să-L întâmpine pe Hristos. Chiar și propovăduirea Evangheliei până la marginile lumii. Pentru secolul I, o ecumena sau marginea lumii era marginea Imperiului. Și Hristos era așteptat. Oamenii la început se și salutau cu aceste cuvinte: vino, Doamne! Cu alte cuvinte, dacă ne uităm și la tematica Sfântului Apostol Pavel în unele Evanghelii, o să vedem că Sfântul Apostol Pavel le spune că chiar dacă vă căsătoriți, să trăiți ca și când n-ați fi căsătoriți, chiar dacă faceți un lucru ca și când n-ați face, timpul nu mai este al nostru, este al lui Hristos. Deci întotdeauna au fost și provocările acestea, dar și așteptarea vie a bisericii în revenirea lui Hristos. Noi trebuie să ne pregătim întotdeauna sau în orice moment să fim pregătiți, să fim încinși pentru a-L întâmpina pe Hristos, dar în același timp să ne detașăm de toate aceste păcate, patimi ale acestui viac. Și bineînțeles că având această așteptare via lui Hristos, ne transfigurăm, ne transformăm, avem candela aprinsă
Și atunci ne detașăm de toate aceste probleme. Da, mulțumim foarte frumos. Dacă îți place și eu. Da, poftim. Da, noi acum vom discuta, așa cum s-a planificat, de ce religia musulmană. Da, acum ajungem acolo. Ajungi, da, da. Eu mă grăbesc atunci, da. Da. Aș vrea ca să fac o, așa, o, pe lângă lucrurile frumoase pe care dumneavoastră le-ați spus, să fac așa o întoarcere spre lucruri mai puțin frumoase. Într-unul dintre publicații nu de mult a apărut titlul Apocalipsa din zilele noastre. Și declarația pe care o face Patriarhul Kiril în fața primatului Bisericii Anglicane. Și anume el zice așa, că Occidentul este amenințat de o realitate apocaliptică. Și zice el, ceea ce observăm astăzi în țările occidentale este cu mult mai îngrozitor decât ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică. Pentru că în Uniunea Sovietică bisericile au fost închise forțat. Este ignorată legea divină, zice Patriarhul, și Dumnezeu este izgonit din viața omului. Deci sistemul de astăzi izgonește pe Dumnezeu din viața omului. Mai cu seamă este devastator faptul că ignoranța îmbracă formula legii de stat. Dacă oamenii vor fi impuși prin lege să comită păcate sau să solidarizeze cu ele, înseamnă că trăim într-o realitate apocaliptică, spune Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse. Totuși și arhiepiscopul de Canterbury, da, recunoaște că este nevoit ca să țină piept culturii anticreștine, de fapt care sunt în sau care invadează Europa. Și iată câteva statistici. Conform datelor publicații de Evangelical Focus, Biserica Anglicană este nevoită ca anual să închidă 20 de biserici. Astăzi, în Danemarca, circa 200 de biserici sunt părăsite sau sunt frecventate. Foarte rar. În Germania, Biserica Catolică își pierde pozițiile. În ultimii ani au fost închise peste 500 de biserici, doar în Germania. Și așa mai departe. Totuși, autorul zice că a observat un fenomen foarte interesant. Persoanele care au un spirit de întreprinzător, când biserica se închide, zice, de ce să o închidem dacă am putea să facem bani? Și nu lăsă ca locașurile de cult să se spiardă. Da. Și odată ce zice că dispar luteranii din Magdeburg, atâta pagubă, pentru că antrenoarea Catherine a cumpărat catedrala lor pustie și a deschis acolo un restaurant. Despre menirea de altă dată a clădirii vorbește doar denumirea acesteia, biserica. Și așa și se numește restaurantul biserica. Iar acum în altar a fost instalat o tejghea pentru bar, iar în locul băncilor pentru enoriași stau mese. Din podoabele de interior ale catedralei a rămas doar statuia aurită a unui înger, care mai aduce aminte de biserica de altă dată. Biserici care sunt transformate în circ sau repetiții de circ, pentru că ele sunt nate și acrobații pot ca să facă acrobații acolo. Mănăstire cu 3 stele în Statele Unite, transformându-se într-un hotel, pentru că nu mai are cine să slujească acolo. Și continuăm mai departe, aceasta este tragedia Occidentului care se desfășoară chiar sub ochii noștri. Și ziua nu este departe când odată cu mașinile bune din Occident, cu viața frumoasă de acolo, cu apa caldă, cu toate condițiile în casa noastră, vin nu numai lucrurile bune, dar vin și negativile Occidentului. În sensul acesta, Dumnezeu este lăsat pe ultimul loc. Iar unul dintre purtătorii de cuvânt a Patriarhiei, Alexandru Volkov, spune așa că nu putem să tăcem când vedem o parte din lumea noastră care a fost întotdeauna purtătoarea spiritului creștin, că s-a îndepărtat de credința în Dumnezeu și cultivă în mod artificial valori străine care cu siguranță că nu avem nevoie de astfel de valori străine. De unde au apărut toate acestea și care este cauza că biserica este în regres? Dacă biserica creștină la general. Dacă vreți un punct de vedere personal, nu cred că o să fiți de acord cu mine, dar eu văd lucrurile dintr-o perspectivă istorică și le pornesc acolo de pe undeva, de pe la renaștere și reformă. Renașterea care m-a adus un spirit din ăsta de raționalizare la toate lucrurile, de jurisdicție totală în toate, și reforma care practic nu a adus nimic nou, ci a dispărut latura mistică din Occident. Vă spun și de ce. Chiar dacă Luther în secolul XVI a făcut o răscoală, o reformă mai mult a burgheziei, ca să-i spunem așa,
Calvin a venit cu altă structură, a îndreptat lucrurile către Dumnezeu și a zis că toate sunt dirijate de sus, omul, oamenii sunt predestinați și spre bogăție și spre mântuire, John Knox și toate reformele anabaptiștii care s-au făcut, au avut un lucru important, că au atras atenția asupra Scripturii. Dar în același timp, noi nu găsim latura mistică. Ce s-a întâmplat imediat după reformă? Au fost revoluțiile țărănești, s-au bătut luteranii cu romano-catolicii, împreună au bătut anabaptiștii și au fost sute și mii de jertfe care s-au luptat, au murit aproape martiric, ca și martiric, n-au fost martiri, au murit aproape martiric pentru a dovedi niște lucruri care nu pot fi dovedite nici astăzi. Da? Și a dispărut în totalitate latura mistică. Noi am încercat să-L dovedim pe Dumnezeu rațional, matematic, da? Este Dumnezeu. Pe matematic îl putem dovedi. Ăsta e un spirit catolic. A venit reforma care n-a schimbat cu nimic lucrul acesta. Și pe aceeași platformă juridică, pe aceeași platformă din asta rațională, a așezat o altă teorie. O mântuire mai ușoară, adică doar crezi și mai mult nimic. Da? Pe când lucrurile vin un pic într-o altă formulă de înțelegere, un mod mistic. Da, noi încercăm să-L dovedim pe Dumnezeu fizic, matematic, dar răsăritul a pus accent pe altceva. Pe vederea lui Dumnezeu, pe trăirea mistică. Un isihast ajungea la vederea lui Dumnezeu din această lume. Degeaba venea cineva să-i spună că omul provine de la maimuță și au fost neandertali. El trăia în Dumnezeu. E complet altceva. Fericit cei curați cu inima că cei vor vedea pe Dumnezeu. Asta păstrează, latura mistică. Latura mistică care este diferită de cea rațională. Și eu văd undeva anume faptul că s-a mutat centrul de gravitație de la Dumnezeu, exclusiv spre om, exclusiv spre cele materiale, anume în pierderea laturii mistice, care este un aspect foarte important. Vederea lui Dumnezeu, trăirea lui Dumnezeu, trăirea mistică a lui Dumnezeu, apropie omul de Dumnezeu. Ce-ți mai trebuie mai mult dacă îl trăiești pe Dumnezeu, îl simți, îl vezi pe Dumnezeu? Prin experiența proprie. Și nu este o experiență, hai să zic, subiectivă. Ce o vedem la sute de isihași, mii de isihași, la foarte mulți oameni care au ajuns să-L vadă pe Dumnezeu prin latura mistică. Mai poți compara această experiență cu altceva? Nu. Da, mulțumim. Alexandru, ai vrut să adaugi? Eu m-am oprit în text când s-a citit textul 5, având dar o formă de evlavie. Preotul Octavian a spus problema raționalismului. Și este adevărat, într-adevăr. Dar eu văd încă o problemă care posibil a dat nașterea și islamului. Biserica timpurie cu timpul a devenit formală. Adică, cum spune aici, forma. Închinarea... Tocmai anii 500 când apare islamul. Secolul 7, da. 6-7. Deci, într-adevăr, această, un proces de stagnație, un proces când biserica își pierde viață și mai mult se practică numai forma, da, ca rezultat apare și reformația. Eu vreau să ne referim la niște lucruri foarte concrete, adică dacă ne referim la apariția islamului și la viața bisericească din secolul 4-5-6, vreau să spun că este perioada de aur a bisericii. Păi avem disputele de la sinodul la Calcedon din 451, avem disputele de la sinodul 3 ecumenic, adică o cristalizare, o viață a bisericii care tocmai că a fost trăită intens. Cel puțin așa privim în istorie. Și lucrurile astea, dacă le comparăm istoric, nu putem să spunem că biserica de atunci n-a avut vlag în ea. Adică n-a avut ceva care să apropie omul de Dumnezeu. Vedem cu câtă ardoare sau cu câtă putere
fiecare grupare apăra înțelesurile cele mai fine ale teologiei, adică faptul că Iisus Hristos este și Dumnezeu și om în același timp. Un lucru extraordinar. Dacă citim crezul de la Calcedon, o să vedem câtă înțelepciune a fost pus în acel crez. Să spunem că biserica de atunci n-a fost o biserică care să lucreze în lume și pentru lume și să apropie oamenii de Dumnezeu, mi se pare un punct de vedere totuși puțin exagerat. Dar este... Sigur că nu generalizăm, că zice Scriptura că totdeauna Dumnezeu a avut, chiar când Ilie se zicea, am rămas numai eu, zice, nu tu, mai am încă 7000 de bărbați care nu au plecat genunchi înaintea lui Baal. Totdeauna Dumnezeu a avut poporul lui, dar biserica la general, adresându-se bisericii din Efes, chiar în primul secol, ce am împotriva ta, ți-ai părtut dragostea din tâi. Și fiecare biserică are partea pozitivă, dar avea și latura negativă pe care trebuia să o corecteze. Fiecare biserică locală a avut problemele, ei a avut structura în care, bineînțeles, că s-au găsit oameni care au fost mai marginalizați, au avut... Da, mulțumim! Dumneavoastră ați adus rădăcinile de unde modernismul de astăzi, dar am ajuns la biserici goale sau biserici transformate în baruri sau în alte... E alt moment. Da. Uite, vine roata aceasta peste noi. Uite, ce facem noi ca... Bun, până la urmă, noi nu putem împotrivi împotriva valului acestuia. Dar totuși, ca să vaccinăm, da, lumea, inoriași, da, cum să influențăm tinerii, cum să-i atragem către Dumnezeu, cum să-i ajutăm ca să înțeleagă de fapt că în lumea aceasta nu e doar materialismul, ci este mântuirea pe care o avem de câștigat. Eu să mă întorc la ceea ce ziceați mai înainte, că mi-au plăcut cuvintele Patriarhului Kiril și sunt adevărate ceea ce spunea. Noi trăim timpul când se plinește cuvântul prorocului Isaia. Vai de timpul când oamenii vor ajunge să zică binelui rău și răului bine. Din păcate, cu multă durere în suflet, dar noi trăim aceste timpuri. Și vă dau cel mai simplu exemplu, fără a încerca să intru cumva în detalii. Homosexualitatea. Deci astăzi noi am ajuns în perioada de timp când, dacă noi zicem că e rău, riscăm să fim pedepsiți. Și noi vedem că în Canada, în Statele Unite Americii și în întreaga Europa există această tendință, când oamenii sunt pedepsiți dacă zic că nu e bine. Doar dacă zic că nu este bine. Cu toate că Sfânta Scriptură ne arată foarte clar, nu vă înșelați, nici bețivi, nici curvari, nici vrăjitori, nici sodomiții, nu vor moșteni împărăția cerurilor, adică lucrurile sunt așezate foarte clar la locul lor. Vă dau alt exemplu despre aceeași Europa care este secularistă întru totul, din păcate astăzi. Nu știu dacă ați prins momentul ăsta, dar erau perioada sărbătorilor de iarnă, nașterea Domnului, când prin centrele orașelor mari se făceau așa numitele peșteri pe lângă târgurile de Crăciun. Peșteri care aduceau aminte de nașterea pruncului din Iesle Betleemului. Acum ele au fost interzise. Pentru ca să nu lezăm drepturile musulmanilor, pentru ca să nu călcăm drepturile ateiștilor, celor care nu cred în Dumnezeu. Deci ele au fost interzise. Nu vreau să vă duc în eroare, sau în Irlanda, sau în careva din țările acestea, Scandinavia, s-a ajuns la ceea că sunt interzise și mesajele în care se fie citat numele Iisus Hristos. Adică dacă am zice felicitări cu... nașterea Domnului, automat companiei de telefonie ar cenzura acest mesaj și el nu ar ajunge la destinație pentru că vorbește despre nașterea Domnului. Încă Merry Christmas treacă meargă, pentru că Christmas, Crăciun fericit, l-am mai mistificat pe Moș Crăciun, l-am mai amestecat acolo cu alba ca zăpada și s-au amestecat toate împreună și s-a făcut un cocktail care nu bate la ochi. Dar în rest, tot ce aici este legat de Hristos, iertați-mă că zic așa, dar să ajunge la un fel de exilare a lui Hristos, cândva au încercat să-l exileze în Siberii de gheață, iar astăzi încearcă să-l exileze doar în lăcașurile de cult. În afară lăcașului de cult nu mai avem ce căuta cu Hristos. Din școală, afară. Deci, ați văzut ce s-a întâmplat acum de curând în Republica Moldova, de la Ministerul de Interne, crucifixul, afară. Nu e loc pentru Hristos
în societatea noastră contemporană. Iată care este marea problemă, de unde începe toată această discuție a noastră. Pentru că trăim, repet, încă o dată acele timpuri când oamenii au ajuns să zică răului bine și binelui rău. Da. Și aici... Da, mă gândesc la ceea ce ziceți dumneavoastră, oare nu e o luptă vizibilă împotriva lui Hristos? Ba da, e o luptă vizibilă. Zice Apostolul Hristos care locuiește în voi, nădejdea slavă. Aceasta este taina ascunsă și apogeul unui adevărat om al lui Dumnezeu, Hristos în voi, nădejdea slavă. Iar acest Hristos este cumva scos din inima oamenilor prin diferite ritualuri, prin diferite sărbători care... Da, cu... Este dureros, dar să știți că este starea naturală a bisericii. Biserica permanentă a fost prigonită, da? În primele secole. Și în prigoane a fost mai puternică decât în afara lor. De fapt, Hristos a fost prigonit și cei care purtau chipul lui Hristos. Nu totdeauna biserica a fost prigonită. A fost biserica prigonitoare, da, dacă vorbim despre cruciade. Hristos conduce biserica, dar el este capul bisericii. Izgonirea și prigonirea a fost comună și oamenii au chipul, poartă chipul lui Hristos. Noi purtăm chipul lui Dumnezeu, da? Creștinii au chipul lui Hristos în dumnezeirea. Suntem mădulare. Da, mădularele lui Hristos. Și bineînțeles că la început a fost prigonită. În Bizanță nu credeți că lucrurile în biserică au fost mai bune. De câte ori împărații bizantini au încercat să martirizeze și să își impună un punct de vedere. Mai mult decât atât, perioada comunistă, deci perioada socialistă de tristă amintire, hai să-i spunem. Știți ce martirii au fost în spațiul sovietic? Și este o stare naturală a bisericii. Am avut o perioadă așa foarte, foarte scurtă, de parcă ne-a dat un respiro, dar noi trebuie să urmăm starea care este naturală a bisericii, de prigoană. Da, vreau să, această prigoană, da, vreau să vă mulțumesc, probabil. Vreau să amintesc celor care ne urmăresc, pentru că mulți s-au conectat mai târziu. Deci suntem într-o discuție interconfesională cu preotul Iulian Rață și cu preotul Octavian Solomon, care ambii sunt profesori la Academie de Teologie Ortodoxă. Dezbatem tema regresul creștinismului. De ce? Care sunt cauzele, motivele? Dacă dumneavoastră aveți întrebări pe care vreți ca să le adresați, ca dânșii să răspundă la aceste întrebări, puteți ca să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook sau de YouTube, iar noi vom prelua mesajul și vom pune întrebarea dumneavoastră public sau comentariile pe care dumneavoastră le aveți. Mulțumim celor care deja ne-au salutat din diferite colțuri ale lumii, din Germania, Italia și din alte părți, care urmăresc în limba română dezbaterea asupra cuvântului Dumnezeu și a interesului față de Biserica lui Hristos din ultimele zile. Deci revenim la tema discutată. Poftim, Alexandru. Da, mulțumesc mult. Eu vreau să mă întorc la cartea Apocalipsa. Capitolul 2 este un mesaj din partea lui Hristos bisericii din Efes. Efes se află pe teritoriul Asia Mică, care cândva era leagănul creștinismului. Acum acolo este Turcia, da. Țara Turcia și domină islamul. Și se dă întrebarea cum așa s-a întâmplat că această localitate unde cândva creștinismul prospera și cât eu cunosc tradiția, chiar și apostolul Ioan era acolo și Pavel, am zis că și mama, maica, da. Domnului, tot a fost mormântată acolo. Cum s-a întâmplat că acum acolo este islamul? Și aș dori să citesc pasajul, dacă se poate. Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sveșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-a găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci eu aici văd începutul problemei. Când dragostea din tâi se pierde în biserică, biserica devine moartă. Eu am folosit poate cuvântul formal, nu știu
preotul Octavian, da, chiar într-adevăr, s-a făcut o formă moarte. Și vreau să continui, dacă permiți, încă un gând, a să întreba despre vaccinul, ca să putem să găsim vaccinul. În sens pozitiv. În sens pozitiv, da, da. Acum vaccinul este așa un termen popular. Adus dar aminte. De unde ai căzut? Deci adus aminte de trecut, cum era la început. Adus aminte când de acea dragoste, de acea râvnă. Când erai în catacombele de sub Roma, da, da, când mureai pentru Hristos. Domnule Pastor Alexandru, numai un pic, haideți să vedem unde ne stăm noi astăzi. Bine ar fi ca să fim pe undeva, dacă toți suntem la Apocalipsă, la logica bisericii Laodiceei. Nici foarte cald, nici foarte rece, așa pe undeva. Bine ar fi să stăm în această logică, dar, de fapt, dacă luăm perindarea timpului, să vedem că tot am vorbit de sinodul de la Calcedon, de cel care a mărturisit că Iisus Hristos este și Dumnezeu și om deopotrivă. Atunci era și Dumnezeu și om deopotrivă, după care vin alte perioade a renașterii unde s-a pus problema. Sau da? Vine problema modernismului, care deja vedem că îl izgonește pe Hristos și pe Dumnezeu din viața noastră, deci omul versus Dumnezeu sau Dumnezeu versus omul, și noi vroiam să fim pe undeva prin aburul acesta al Laodiceei, dar deja am depășit, fiindcă s-a mutat centrul de gravitație de la Dumnezeu exclusiv spre om. Suntem prea materialiști, suntem prea trăitori de cele lumești, suntem prea oameni și nu mai avem chipul slavei lui Dumnezeu. Și de la căldicei spre reci. De la reci. Suntem reci și mulți, cum a spus și dumneavoastră. Să termin textul. Adus dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sveșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Și acum am citit într-un comentariu, a lua sveșnicul, s-a tălmăcit așa, că s-a împlinit atunci când au venit turcii, au cucerit și au impus islamul. Sveșnicul a fost luat. Am găsit așa o lămurire interesantă. Acum nu trebuie să absolutizăm această explicație sau această lămurire. Știți că Apocalipsa se explică în mai multe moduri. Avem modul istoric, modul futurist, modul preterist, idealist. Da, noi intrăm în detalii teologice ca să ne înțeleagă. Dacă am aplica Apocalipsa doar în înțelegerea acestei istorice, ajungem la multe neînțelegeri. Dar este așa, islamul într-adevăr este o mare problemă a societății. Tocmai ați abordat subiectul la care am vrut să trec la următorul pas. După un studiu de cercetare care s-a făcut, islamul are cea mai rapidă creștere din lume. Da. Iar în 2060 va avea o creștere cu 70%, iar creștinismul doar 34%, abia se menține. Care este motivul? Oare nu sunt și ei materialiști? Oare nu le plac și lor ca să aibă mașini bune, case călduroase, să aibă și ei un trai de viață bun, să aibă firme, să aibă nu știu ce să aibă? De ce ei cresc atât de mult, iar creștinismul se pare că cedează nu ca teritorii, ci ca sufletele oamenilor? Haideți să ne uităm un pic la modul de gândire a unui islamist sau unui musulman. Dacă la noi, prin drepturile omului care au fost expuse în anul 1948, se atrage atenția la acela individ. Deci dacă ăsta este homosexual, dați-i drepturile toate. Adică îl punem deasupra comunității. Dacă doamna cutare vrea să fie episcop sau preoteasă, să-i dăm drepturile, fiindcă nu mai contează ce spune cuvântul lui Dumnezeu, vedem care este voința ei și o punem deasupra. Dacă ea vrea să fie și episcopesă, o facem și dacă este și lesbiană, nu e o problemă, fiindcă are drept. Numai mitropolit nu se poate. Episcopesă și mitropolit e aceeași. E pe cale. Același rang, același statut. Dar în islam lucrurile un pic sunt altfel. Ei atrag atenție mai mult decât la individ,
ca drept al individului la comunitate. Și atunci lucrurile un pic se schimbă din această perspectivă, fiindcă contează foarte mult comunitatea în care se regăsește omul sau credinciosul sau islamistul. Da? Și drepturile lui personale un pic sunt stopate, sau voința lui personală este un pic stopată, anume pentru a scoate în evidență religia care este a grupului sau credința care este a grupului. E, la noi s-a întâmplat un lucru total diferit. Noi acum, nu știu, printr-o conjunctură istorică, printr-o abordare foarte personală, am ajuns să atragem atenția foarte mult la individ și nu mai contează grupul din care face parte. Și probabil că ăsta este un motiv, nu sunt toate motive, dar un motiv a ceea ce a expansiunii anume islamului. Și să știți că islamiștii, toate grupările, acum nu neapărat că sunt de factură națională sau sunt de factură că e în Palestina, Hezbollahul, sau că e mișcarea iraniană, sau că este mișcarea turcă, sau că este mișcarea libaneză. Toate pe fond aprobă, ca să spunem așa, islamizarea Europei, dar nu aprobă occidentalizarea islamului. Da? Chit că ei se retrag așa în problemele lor parcă naționale, da? Noi avem probleme cu Palestina, avem probleme aici în Liban, avem probleme, dar în fond aprobă extensia sau extinderea islamului într-o Europa care deja de mult l-a izgonit pe Dumnezeu din sânul ei. Nu mai avem o Europa creștină. Avem o Europa postmodernistă, da, în care Dumnezeu nu-și mai regăsește locul. Era un sociolog american foarte vestit, Francesc Fukuyama, și el spunea că atunci vorbea de religiile abrahamice și chema la readucerea lui Dumnezeu în sânul nostru, că dacă îl pierdem pe Dumnezeu, este sfârșitul omului. Vom ajunge la apocalipsa aceasta de sfârșit pe care o provocăm noi. Eu văd mai multe momente legate de expansiunea islamului acum în Europa zilelor noastre. Dumnezeu știe dacă nu și în Republica Moldova, nu o să încerc să le așez anume pe scară ierarhică, dar merită să ne gândim la lucrurile acestea. Primul dintre ele pentru mine este natalitatea. Acum trecem... 10-12 copii, exact, europenii... Exact, 10-12 copii, da. Și pe de altă parte, eu nu merg mai departe decât la ceea ce înseamnă avortul la nivel mondial. Uh-huh. Doar în anul 2021, statisticile spun că la nivel mondial au fost săvârșite peste 40 de milioane de avorturi. 40 de milioane de avorturi, puneți-le cap la cap, sunt 10 de Republica Moldova. Iar în Republica Moldova au fost săvârșite din 1964 până în 2014 3.600.000 de avorturi. Eu vorbesc doar despre datele oficiale oferite de birou în Coțară. Exact, legal ucisă. Și încă un moment extraordinar de dureros pentru mine personal e că Republica Moldova, Rusia și România ocupă locurile 1, 3 și 6 în top mondial la numărul avorturilor săvârșite. De ce pomenesc lucrurile acestea? Pentru că în islam avortul este inacceptabil. Nici vorbă nu poate să fie în Arabia Saudită sau în Siria sau despre avortul. Deci acolo, în creștinismul formal e acceptat. Da, în creștinismul formal ne întoarcem la acea legislație pe care tocmai ați citat-o, acolo da. Dar dacă vorbim despre trăire, e cu totul altceva. E un moment foarte important. Al doilea moment foarte important, trăirea acelui Coran pe de o parte și aceleiași Evanghelii pe de altă parte. Nu vă supărați, dar scrie expres în Biblia noastră că femeia trebuie să fie cu capul acoperit. Așa-i? Scrie, 1 Corinteni. Și este scris foarte clar lucrul acesta, așa? Și totuși femeia la noi e cu capul descoperit. Ia duceți-vă în islam să le vedeți. Sunt cu capul descoperit? Nu
sunt. Acolo și bărbații. Acolo oamenii cumva încearcă să trăiască ceea ce scrie buchia legii, da? Eu înțeleg că buchia legii omoară. Nu mă opresc la momentul acesta. Și poate fi interpretată. Și poate fi interpretată, evident. Dar uitați-vă, vă rog frumos. Deci, cartea Coranul, ei încearcă să o trăiască. Ortodoxii o primesc așa, ca pe, da, foarte interesantă, bună, creștinii mă refer acum, foarte interesant și bună, dar când ajungem la aplicarea buchii legii, rămânem codaș. Ei nu. Ei nu. Mai este încă un moment foarte important, vă rog foarte mult ca să ne medităm, la expansiunea pe care o fac ei astăzi la nivel de Europa. Fiți, vă rog frumos, atenți, ceea ce s-a întâmplat în Afganistan câteva luni în urmă. Ați observat avioanele pline cu oameni? Câte femei ați văzut pe acolo? Le numărai pe degete. În mare majoritate erau bărbații care plecau. Măi, bărbate, dar ce ți-ai lăsat tu nevasta acasă și fugi în Europa? Și fiți, vă rog frumos, atenți că Europa i-a primit fără de vaccini, fără de teste antigen sau COVID, fără de teste PCR, i-au primit pe toți, i-au repartizat în întreaga Europa. Și acolo, fiți vă rog frumos atenți ce face mai departe țările, le oferă absolut toate condițiile, apartamente, case de locuit și toate celelalte condiții. Gaddafi încă era în viață și îl spunea, nu faceți atentate teroriste la nivel de Europa, nu se merită, duceți-vă, căsătoriți-vă cu fetele lor, ei au femei frumoase, ei au fete frumoase, căsătoriți-vă-și dați naștere la copii. Și dând naștere la copii, să vedeți cum în 50 de ani Europa va fi islamizată. Lucrul acesta se întâmplă astăzi. Ziceați mai înainte de statistici, fiecare al treilea copil nou născut la nivel de Franța este musulman. Fiecare al doilea copil nou născut la nivel de orașele mari, gen Paris și care le mai au Cannes și cele mai au acolo, sunt copii musulmani. În Belgia, fiecare al doilea copil este musulman. Germania, ziceați bine, în 2060 va fi declarat stat islamic. Marea Britanie, în 2030, va fi declarat stat islamic. Se distrug bisericile, dacă sunt în formă de cruce, le distrug și construiesc moschei de cartier. Dacă sunt în formă de navă, de corabie, atunci pur și simplu le transformă în moschei. Deci e o problemă acută această expansiune a islamului. Și nu pentru că ei ar folosi careva metode deosebite, e pentru că noi nu acționăm. E pentru că noi dormim. Termin cu o frază care mi-a plăcut foarte mult, o zicea cineva, dorm păstorii și dorm adânc. Dar dacă dorm păstorii, lupul ce face? Uite, tocmai la nota aceasta am vrut să ajung, pentru că avem o întrebare către dumneavoastră, stimați preoți, care zice persoana, dumneavoastră cunoașteți foarte bine Biblia, așa au înțeles ei din discuție. De ce nu ar trebui ca ceea ce vorbim aici să se vorbească în biserici în fiecare duminică sau noi în fiecare sâmbătă când ne adunăm să predicăm și Părintele Evanghelia și lui Hristos la... și dumneavoastră, faptul că sunteți profesori, să învățați pe tinerii preoți să predice cuvântul lui Dumnezeu? Deci aceasta este întrebarea pe care o primiți de la Alexandru. Vă invit ca să asistați pe cât ne permite Dumnezeu la o slujbă și să vedeți cât de mult predică Părintele Iulian, cât de mult predic eu în biserică și alți preoți care sunt generația aceasta mai tânără. Fiindcă, bineînțeles, că noi avem pericopele evanghelice pe care le citim de fiecare dată, se citește apostol, se predică, se fac cateheze, se fac predici, omilii. Părintele Iulian Rață e și profesor în acest domeniu și instruiește studenții anume pentru a mărturisi Cuvântul lui Dumnezeu, a explica Cuvântul lui Dumnezeu și în bisericile noastre se explică. Noi avem o înțelegere foarte greșită când spunem că în Biserica Ortodoxă nu se predică. A fost o perioadă în regimul de tristă amintire când nu se permitea, nu ni se permitea a predica, a ține o omilie, o cateheză. Dar acest regim este undeva în spate. Acum avem posibilitatea să predicăm și predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, spre deosebire de baptiști, spre deosebire de cultul adventist, noastră ați avut luxul acesta.
și în regimul de tristă amintire de a predica Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă era concentrată undeva toată slujirea spre acest aspect. Așa. Ei, la noi a fost o interdicție în acest sens. Dar sperăm acum să avem o revigorare. Când povesteați lucrurile acestea, mi-am adus aminte, am participat la o mormântare, murise soția unui primar în sud, unde am lucrat ca pastor, și am zis, vreau să spun câteva cuvinte. Oricum eram foarte apropiați, domnul primar. A fost doar slujba ortodoxă pe care preotul a oficiat, așa cum știți dumneavoastră că se oficiază, și vorbesc cu cineva care este conducător de mormântare, nu știu, nu prea cunosc ritualul, și zice, aș vrea ca să... Și el zice, mă duc să întreb pe părinte. L-a întrebat pe părinte și zice, părintele, îți dă voie ca să vorbești numai să nu predici. Și am vrut doar o adresare către bărbatul care era cu sufletul amărât. De ce să nu predici? Doar predica aceasta este chemarea oricărui slujitor, indiferent de cultul religios. Zice Apostolul Pavel și zice, și vai de mine dacă nu-L voi predica pe Hristos. Este un moment foarte important pe care trebuie să-L înțelegem. Părintele pomenea ceva mai înainte de liturgia ortodoxă pe care noi o avem în Biserica Ortodoxă. Deci liturgia se împarte în trei părți de bază, dar cele mai importante părți pe care dumneavoastră le puteți vedea sunt prima parte a liturgiei, este numită liturgia cuvântului, care se încununează cu predica. Iar cea de-a doua parte este deja liturgia credincioșilor, în care noi ne unim cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, prin primirea trupului și sângelui Domnului Hristos. Ei bine, de ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că liturgia cuvântului, dacă e lipsită de predică, nu e completă. E ca și cum nici nu ai slujit liturgia. E ca și cum ai fi tăiat o parte din rânduiala slujbei, ceea ce este categoric interzis pentru fiecare dintre noi și blestemat să fie tot cel ce face lucrul Domnului cu nebăgare de seamă. Deci noi avem marea misiune de a predica Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva cunoaște vreo biserică unde nu se predică, să meargă la alta la care se predică, să găsească pe cea biserică unde se predică și unde Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Amin. Mulțumim mult. Ne întoarcem la cuvintele Mântuitorului, Luca 18 cu 8. Zice Mântuitorul, dacă va găsi el credință pe pământ la venirea lui. Probabil că Mântuitorul vede viitorul și înțelege că biserica va trece prin perioade foarte grele, iar modernismul, postmodernismul pe care noi îl trăim, tocmai este lupta împotriva imaginii lui Hristos. Dacă ați observat în islam, dacă faci o caricatură despre Mohamed, atunci te costă viața. Acum, dacă în creștinism faci o caricatură despre Hristos și îți bați joc de El în mod public, poți să arzi simbolurile sfinte, să le scoți, să le calci în picioare, nicio reacție, nici autorități, nici poliție, nimeni nu ia aminte. De ce nu ne apărăm credința noastră pe care am moștenit-o dacă credem că aceia sunt pe calea pierzării, că nu-L cunosc pe Hristos, Mântuitorul și jertfa de pe Golgota? De ce suntem atât de indiferenți? Hai să pornim de la cuvântul Scripturii. Să înțelegem că a fost o întrebare, totuși, o poziție retorică. Ce înseamnă asta? Depinde de noi. Da. Dacă ne vom mărturisi credința, dacă ne vom trăi credința, dacă ne vom apropia unii de alții și în sens orizontal și ne vom îndrepta cu toții spre Dumnezeu, atunci credința va fi vie. Dacă nu, credința va fi moartă, așa cum este în Occident, la etapa actuală. Și pe bună dreptate că islamul a găsit un teren fertil în mediile occidentale, deoarece sunt niște medii ateiste acolo. Nu știu ce a făcut reforma, nu știu ce au făcut romano-catolici, dar vedem că în marea majoritate țările, de la reformă încoace, treptat, vedem că au devenit niște țări ateie. Prin noi, dar ne prea să ne uităm în grădina cuiva și noi, să ne întoarcem în a noastră. La noi exact aceeași. Acolo buruienile sunt așa de mari. Vreau la noi. Să vă zic o veste bună cu expansiunea islamului prin diferitele metode. Noi, ca și Biserica Adventistă, avem misiuni externe în țările musulmane și se lucrează foarte mult pentru propovăduirea lui Hristos. Avem pastori, evangheliști, misionari care merg.
Dar zic ei, deși conducătorii bisericii, n-am avut niciodată atât de mare succes ca să lucrăm cu grupurile islamice din Europa. Fugarii, care sunt la centrele acelea de reabilitare, tocmai acolo biserica are misiuni și slujești. Și numai biserica adventistă, ci și catolică, da, și da, ortodoxă, da, cunosc cazuri. Și încă ceva, foarte mulți s-au convertit la Hristos doar venind ca fugari în Europa. Nu știm când se întorc acasă. Noi avem pastori adventiști care au fugit din Irak, au fugit în Statele Unite și acolo l-a descoperit pe Hristos. Totdeauna eu cred personal, cred că și dumneavoastră la fel, că și Dumnezeu are oameni, cum zice Apostolul Pavel, da, oriunde, și în cetatea aceasta și în cetatea cealaltă, și chiar printre islam Dumnezeu are oamenii lui pe care îi va aduce, pentru că El cunoaște inima. Cum o va face? Vântul suflă încotro vrea, zice Mântuitorul. Nu știm cum. Dar cel mai mult ceea ce mă deranjează, să fiu și eu parte acestui vânt al lui Hristos, care contribuie, în planul său, care contribuie. În acest sens, da. Problema cu islamul este dificilă și eu o văd dintr-o altă perspectivă, foarte dificilă. Fiindcă în Europa îi găsesc un teren fertil, vedeți că noi ne certăm acum cu homosexuale, cu, vedem niște lucruri individuale. I-ați cu certificatul văzut... verde ne da, certăm. Ei treabă n-au. I-ați văzut pe ei ca să atragă atenție la lucrurile astea? Deloc. Absolut deloc. De ce? Fiindcă ei au gândire, ei împart lumea ca atare în două. Lumea în care islamul a câștigat majoritatea și atunci, bineînțeles, se impune legea islamică în totalitate. Și atunci dispar și cu homosexualitatea și cu femeile care își cer drepturi și toate, fiindcă s-a impus legea islamică. Și lumea care este în expansiune, adică sunt într-o minoritate și atunci acceptă sau se modelează după legislația țării date și sunt cuminți în totalitate. Cum vor crește la alt nivel, atunci să vedeți că lucrurile un pic se schimbă. Acum, nu știm, dacă noi nu ne învățăm să facem, mă refer la Biserica Ortodoxă, că Părintele Iulian foarte bine, în grădina noastră nu știm să facem misiune atât de mare. Misiune se face, dar se face într-un alt sens. Pleacă ortodoxii noștri în Occident și acolo, bineînțeles, că întăresc mai mult sau mai puțin comunitățile ortodoxe care se formează acolo, locale. Mai mult decât atât, povestea un profesor, am avut o dată cu un profesor din România de sectologie și misologie și el, profesor la București, îmi povestea de un caz foarte interesant. A venit o domniță din Occident cu un luteran care trebuia să fie convertit la ortodoxie și în acest context să se cunune, deja ortodox. Și ăsta fiind profesor, știind și limba germană, și a încercat cât de cât să-i spună paradigma ortodoxă sau principiile ortodoxe, la care domnița zice, lasă, părinte, nu-ți mai bate gândul. Deci, acum, lasă că dacă mă cununi, toată viața am eu timp să-i explic lui ortodoxia. Nu te băga la mama tale în treburile noastre. Repede fă-ți rânduiala și... Deci noi ne extindem doar în latura aceasta, când un ortodox de-a nostru se căsătorește, ba cu un luteran, ba cu un romano-catolic, ba cu un ateist, și cumva îl aducem în ortodoxie. Dar o altfel de misiune am uitat să o facem. Da, o misiune activă. Ne-am încrustat așa în carapacea noastră și spunem că noi suntem ortodoxi, dar nu mai vrem să dăruim această ortodoxie și celorlalți. O ține numai pentru noi acolo. Da, mulțumim mult, Alexandru. Dacă îți place tot un cuvânt așa, știu că sunt profesor și au ce de spus, a spun așa un gând scurt. Eu mă gândesc că teologia creștină totuși are un avantaj în comparație cu teologia musulmană. Dar recunosc că nu cunosc bine islamul. N-am studiat, nici n-am avut cu dânsă așa legătură. Dar din cât eu cunosc, islamul în sine, în caracterul său, este o religie mai agresivă, mai lipsă de toleranță. Da, ceea ce are creștinismul în Evanghelie, dragoste de vrăjmaș, asta este o putere. Evanghelia are putere, așa scrie Pavel. Eu cred că dacă noi, ca creștini, vom trăi Evanghelia,
Dacă vom fi mai principiali la credința creștină, eu cred mulți din musulmani vor trece la creștinism. Trebuie să lucrăm acum la noi, la credința noastră. Dacă îmi permiteți, haideți să facem, mai avem timp să fac o mică suntem structură. Pe rezumat, dar am vrut ca la rezumat să ajungem la o profeție care este scrisă în Apocalipsa, ați vorbit foarte frumos despre cartea Apocalipsa, și anume capitolul 14, textul 6. Noi, ca și Biserica Adventistă, avem o teologie foarte bogată la întreita solii îngerească. David și Apocalipsa știți că dumneavoastră... Deci textul 6 din Apocalipsa 14. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărei norod. Deci noi textul acesta luăm ca o prorocie pe care Dumnezeu oricum... prin noi sau fără noi, cu creștinismul sau fără creștinismul, Dumnezeu va ridica o grupă de oameni care va predica Evanghelia la orice făptură, da? Și observați de câte ori, doar dumneavoastră știți că în teologie, dacă se repetă ceva de multe ori, este un lucru sigur din partea lui Dumnezeu. Și în Corinteni avem, și în Tesaloniceni avem o parte așa mică apocaliptică care ne vorbește. Da, cum observați dumneavoastră fenomenul acesta? Cum își va împlini Dumnezeu cuvântul acesta ca Evanghelia să ajungă la orice factură, inclusiv hinduism? N-am vorbit despre hinduism, dar aici e o lume de miliarde. Mai venim. Poate de altă dată. Dar aici e număr nu din milioane, ci miliarde de oameni care nu-L cunosc pe Hristos sau n-au auzit despre Hristos, cum mulți dintre noi n-am auzit despre Confucius vreodată. Cum va împlini, cum văd eu că va împlini Dumnezeu această profeție? Păi reieșim din mărturisirea pe care o avem. Haideți să facem o mică comparație, dacă îmi permiteți. Iudaismul vorbește despre un Dumnezeu al iubirii. Vorbește. În ce sens? Că s-a dat legea, de exemplu, pe muntele Sinai, da? Au o legislație după care trăiesc, au ritualuri. În sensul acesta este proniator al poporului iudeu, care este un popor ales, spun ei, până în ziua de astăzi. În islam, ce aduce islamul nou față de iudaism? Aduce universalitatea. Ei spun că nu numai iudeii sunt aleși, ci întreaga lume se pune în supunerea lui Dumnezeu, în supunerea lui Allah. Aduce universalitatea, dar practic rămâne, islamul nu este altceva decât, este același iudaism predicat într-o altă formă. Ce aduce creștinismul nou față de iudaism și islam? Haideți să ne gândim logic. Ce avem noi în plus față de islam și față de iudaism? Noi avem Dumnezeul iubirii, care nu este teoretic sau filozofic. Când spunem că Dumnezeul iubirii, îl mărturisim ca iubire. În ce sens? Adică recunoaștem că în ființa divină, ni s-a descoperit că în același unic Dumnezeu, în ființa divină, deosebim acea mișcare a celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care este iubire într-adevăr. O iubire care o putem observa, da? Și mai mult decât atât, când spunem că Dumnezeu este iubire în raport cu omul, în ce sens este iubire? Că unul dintre ime s-a făcut om, s-a golit de slava sa, kenoza, s-a golit de slava sa divină și a devenit om. Și atunci vedem superioritatea, am putea să spunem, a creștinismului și față de iudaism, care este o religie neîmplinită, pentru ei încă Mesia n-a venit. Și față de islam, care este un regres, am putea să spunem. Ei vorbesc despre un Allah al iubirii, al 47-lea nume al lui Allah este totuși iubire, dar nu o înțeleg în sensul în care o înțelegem noi. Sufismul mai are ceva, hai să spunem, latura sufistă a islamului are ceva de înțelegerea iubirii, dar sub nicio formă, iubirea în islam n-a ajuns atât departe încât însăși Dumnezeu să se golească de slava sa divină, să devină om printre noi, ca să ia natura noastră, să o sfințească și să o înalțe, să o pună de dreapta Tatălui. Cât e de frumoasă această taină a mântuirii omului în creștinism. Foarte eu frumos să se explică. Eu cred că acest lucru, când islamul, care se va extinde atât de mult cât va permite Dumnezeu să se extindă, va înțelege această taină în planul lui Dumnezeu
pentru mântuirea omului, cred că aici va fi și împlinirea profetică pe care a citit în Apocalipsă și vor primi acest cuvânt al îngerului. Da, vreau să vă mulțumesc mult. Aș vrea să întreb publicul care îl avem aici și cel virtual dacă sunt întrebări pe care ați vrea ca să le transmiteți. Avem câteva minute pentru că suntem aproape de încheiere. Vedem că publicul nostru virtual s-a mărit pentru că a crescut. Înseamnă că există un interes ca să asculte astfel de teme, dezbateri. Am pornit de la zero și acum am ajuns peste 140, acum suntem 135 în direct doar pe Facebook. Da, în direct. Deci 135 de oameni doar pe Facebook care ne urmăresc în direct. Apoi, sigur că prin înregistrare. Totuși, sunt oameni doritori de Cuvântul lui Dumnezeu, de ascultare, de analiză, de revizuire profundă a sufletului înaintea lui Dumnezeu și slava Domnului că există astfel de interes. Dacă îmi permiteți, dacă sunt întrebări, eu, până la întrebări, că nu de alta, da, este așa o vorbă la noi, dacă la un preot te dai voie să vorbească, nici mâncare nu vrea. Așa s-o primești cu părintele nostru Octavian, dar și eu tot nu vreau să rămân flământ. Și nu vreau nici să încheiem pe o notă, așa știți, mai pesimistă, de la gândul că, uite, islamul crește și noi regresăm. Vreau să vă aduc aminte de cuvântul Sfântei Scripturi care spune foarte clar: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și nici porțile iadului nu o vor zdrobi pe ea. Au trecut 2000 de ani de creștinism, prieteni dragi. Vânturile prin care a tot avut de trecut creștinismul au fost deseori cumplite și au fost nu vânturi, dar au fost furtune adevărate. Și creștinismul a reușit să treacă peste toate de-a lungul timpului. Cartea Evanghelie de la Matei, vorbind despre sfârșitul lumii, spune foarte clar întrebarea: când va fi sfârșitul lumii? Că era o întrebare care îi frământa foarte mult și pe apostoli și ne frământă și pe noi până în zilele noastre. Ați observat că Dumnezeu nu dă un termen concret. Data Xulescu va fi sfârșitul lumii și atâta tot. Dar spune foarte clar, despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii în ceruri, iar Hristos în a sa adâncă smerenie spune că nici Fiul omului. E bine, știți de ce nu spune? Pentru că sfârșitul lumii nu este în mâinile lui Dumnezeu. Sfârșitul lumii este în mâinile fiecărui dintre noi. Și noi, prin faptele noastre, prin trăirea noastră, prin viața noastră, sau apropiem acest sfârșit al lumii, sau îl îndepărtăm acest sfârșit al lumii. Sfârșitul păcatului, timp, nu al lumii. Și atâta timp cât noi trăim Evanghelia lui Hristos și această dragoste, noi devenim o lumină pentru cei din jurul nostru. Cum spune Sfânta Scriptură? Mântuiește-te pe tine însuți și se vor mântui mii în jurul tău. În momentul în care fiecare dintre noi am trăit Evanghelia lui Hristos, această dragoste despre care atât de frumos vorbeam mai înainte Părintele Octavian, și am încercat ca această lumină să o răspândim în jurul nostru, noi îndepărtăm sfârșitul lumii. Și atunci un islamist, un musulman, care ar păși în Republica Moldova și ar vedea în Republica Moldova pe un creștin care trăiește Evanghelia, ar zice simplu: măi, eu vreau să fiu ca ei. Eu vreau și eu să trăiesc în această dragoste extraordinară. În momentul în care el vine în Republica Moldova și vede aici certuri și neînțelegeri și frați care se judecă între ei și se ceartă între ei și văd în jurul lor numai neînțelegeri, chiar și în familiile noastre, dacă vreți, și atunci, băi, prin ce să devină ei un exemplu pentru mine? Rămân eu în islamul meu și îmi trăiesc eu islamul meu. Haideți să trăim această carte la justa ei valoare și atunci... Stați un pic, dar și noi ne temem de islam? Dar pe cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Dacă cu noi este Dumnezeu, de ce ne mai temem? Așa că n-am pus chiar corect întrebarea. Când vorbea Părintele Iulian, mi-am aminteam de prorocul Iona, care a predicat, a salvat o cetate. Ninive. Și era trist. Se gândea el, Doamne, iar m-ai trimis acolo, iar nu s-a împlinit prorocia. Dar vedem că Dumnezeu îl liniștește într-un fel oarecare. Și noi trăim în această îngăduință. Noi, dacă ar fi după noi, probabil că sfârșitul de mult trebuia să apară și judecata.
dar noi trăim în marea îngăduință a lui Dumnezeu. Fiecare clipă care o trăim este o mare îngăduință a lui Dumnezeu, că ne mai prelungește un pic. Pocăința noastră ne mai prelungește un pic, rodul nostru omenesc și lumea o mai prelungește un pic, pentru ca cât mai mulți dintre noi să bată la poarta împărăției lui Dumnezeu și să intre prin ea. Amin. Câte o minută de fiecare o încheiere, un gând care să rămână pentru mult timp în sufletul celor care ne ascultă. Pentru cei care sunt în căutare de Dumnezeu și încă sunt poate așa frământați de multe gânduri, de probleme, boală, știți că necazurile au și ele partea lor pozitivă. Am niște statistici aici pregătite că țările care sunt cele care s-au declarat în statistică că sunt cele mai aproape de Dumnezeu sunt țările sărace. 90% dintre oameni s-au declarat că îl cunosc și îl caută pe Dumnezeu, adică în felul cum ei îl știu. Ce ați spune unor oameni care sunt în frământare, care sunt în căutare adevărului și ați prezentat Sfânta Scriptură? Și cum v-ați, o adresare către cei care sunt în această situație, la frământării sufletului? Dacă tot am vorbit de Europa, Europa astăzi e flămândă de Hristos. De ce lumea totuși se duce prin islam? Se duce prin islam că vede o trăire autentică, neautentică, asta rămâne timpul să ne arate. Dar văd o trăire, pe când Europa a devenit una secularistă fără de Hristos. Iar omul a ieșit în căutarea lui Dumnezeu. Îl găsește în islam? E o alternativă. Noi avem adevărul. Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Amin. Vă rog din tot sufletul și din toată inima să ieșiți în căutarea lui Hristos, să trăiți Evanghelia lui Hristos, să fiți acea lumină pentru cei din jurul vostru și nu vă gândiți la mântuirea celorlalți din jur. Gândiți-vă la propria mântuire. Doamne, cum să mă mântuiesc? Și atunci când îți primești răspuns pentru tine, cum să te mântuiești? Atunci cei din jur nici nu trebuie să le vorbești. Ei o să vadă faptele tale, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slavească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Amin. Da, mulțumim, domnul profesor, preot Octavian. Mă gândeam acum, părintele Iulian a completat tot. Deci da, a furat gândurile. Nu mi-a mai rămas nimic cu ce să-l pot completa, dar... Mă gândeam la un alt aspect, raportul dintre, că tot a fost vorba de islam, raportul nostru a creștinilor cu islamul și cu iudeii. Undeva este foarte marcantă și primirea legii pe muntele Sinai și aspectul răscumpărării omului. Dar în raporturile noastre, cum să-i privim pe ceilalți, eu m-aș duce un pic mai departe. Acolo de unde încep toate aceste religii abrahamice, la ospitalitatea de sub stejarul Mamrei, acolo unde patriarhul Avraam, cel care este și părintele nostru spiritual, așa, este părintele biologic al iudeilor și părintele biologic al arabilor islamiști. M-aș duce la ospitalitatea de acolo, i-aș invita pe toți în acea ospitalitate avraamică și de acolo aș începe propovăduirea lui Hristos, fiindcă în această ospitalitate, dacă ne regăsim toate aceste religii avraamice, avem ce ne spune unii altora și vom ști, dacă vom ști să ne ascultăm unii pe alții, vom ști și să-L propovăduim pe Hristos. Vrei la masă cu Dumnezeu, am văzut, da, eu am văzut. Mulțumim mult, Alexandru. Da, am spus și eu un gând. Noi trăim într-o țară creștină. În Moldova încă islamul n-are așa de mare putere. Mai mult eu ca pastor duc lupta și confruntare cu postmodernismul și secularismul. Asta este problema. Și eu văd că unica soluție ca să putem să cucerim această parte a omenirii postmoderne este dragoste trăită. Când oamenii vor vedea pe Hristos în mine, când eu voi trăi ceea ce învață,
Și prin modul meu de viață, prin bunătate, prin dragoste despre care învață Domnul Hristos, eu cred că lumea aceasta poate să fie cucerită pentru Hristos. Da? Domnul să ne ajute în aceasta. Fiindcă am început cu Sfânta Scriptură, cred că este timpul și să încheiem a doilea capitol a Apostolului Pavel către Filipeni. Cunoașteți, este capitolul care este un balzam pentru sufletul meu. Să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos, el măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se numească sau să se declare, și s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob și zice Scriptura, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce. Iubirea aceasta ne-a cucerit pe noi, nu sabia, nu forța, ci iubirea aceasta care se jertfește. Și Scriptura zice mai departe, de aceea Dumnezeu l-a înălțat pe el, ne-a spus de mult, pentru ca numele lui Hristos să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Cred că aceasta este dorința lui Dumnezeu, ca orice genunchi să se plece înaintea lui Hristos. De fapt, aceasta este și scopul lui Dumnezeu, să întoarcă omenirea în genunchi la Domnul Hristos, care i-a salvat și a mântuit prin sângele său pe crucea Golgotei. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată vreau să amintesc celor care ne-au urmărit. A fost împreună cu noi preotul profesor Iulian Rață și în același timp preotul și profesorul Octavian Solomon. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și pastorul adventist Alexandru Șochin. Vă mulțumesc din suflet pentru această emisiune de un interes deosebit. Avem foarte multe reacții. Dacă veți căuta în pagina noastră, veți ști întrebări. Sunt și întrebări de provocare și întrebări de diferite domenii, pentru că oamenii știu să întrebe și întrebarea vine în are. Sperăm ca să mai avem astfel de întâlniri, pentru că mulți zice și săptămâna viitoare când faceți, pentru că deja apar foarte multe întrebări care nu reușim pentru că timpul a expirat. Poate reușim și, pozițiile să le exprimăm tot într-o formă televizată. În dezbaterea despre sabat și duminică. Am început, avem încă cinci întâlniri, dacă va fi nevoie le vom mai prelungi, mai multe vor fi, dar... Da, vreau să zic că poate unii care ne-au urmărit s-au dezamăgit pentru că au așteptat să fie niște dezbateri aprinse așa ca și cu politicul, totuși... De trageri de barbă... Da. De barbă o să tragem mai târziu. De data aceasta vorbim despre lucruri care ne unesc, pentru că și data trecută când ați vorbit dumneavoastră despre odihna sabatului, mi-a plăcut abordarea, pentru că ați vorbit despre sabat foarte frumos, pentru că rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Iar sigur că părerile se împart, dar vom avea ocazii ca să ne expunem. Vreau să mulțumesc celor prezenți în sala aceasta și celor care ne-au urmărit în direct și au fost cu noi. Atâția oameni au fost și au putut ca să participe la această dezbatere. Stimați prieteni, vă mulțumim mult și până data viitoare nu uitați că în fața lui Hristos se va pleca orice genunchi atunci. Dar de ce să nu ne plecăm genunchii noștri în fața lui Hristos și să-L slujim chiar astăzi? Pentru că în El este puterea Evangheliei. Până data viitoare, vă dorim numai bine! Doamne ajută!